Pe raza comunei Becleana, autoritățile au găsit de cuvință să realizeze și să monteze două cruci din lemn care sunt iluminate noaptea. Una a fost montată pe dealul Luții, în apropiere de drumul național 1, iar cealaltă pe dealul Calborului. Astăzi, de ziua crucii, cea din dealul Luții a fost sfințită de preoții parohi din Beclean și Luța. Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Doamne Dumnezeu slavei, Părinte a toțiitorile, Dumnezeule Savăot, care prin pomul vieții, cel din mijlocul raiului, a închipuit mai înainte crucea cea de viață păcătoare o nenăscut fiului tău și în locul pomului neascultării prin gustarea din care șarpele cel atot viclean, pe strămoșii noștri și cu ei pe tot neamul omenesc i-a izgonit din rai și la moarte i-a adus. Astăzi de ziua crucii, de sărbătoare mare, am găsit de cuvință să sfințească părinții din Beclean și din Luța această cruce pe care am plantat-o cu ceva timp în urmă, ca să fie pavăză pentru satul nostru, pentru întreaga comună Beclean, pentru satul Beclean, pentru Luța, pentru toată țara Făgărașului și de asemenea pentru cei care merg cu mașinile în permanență pe drumul național. În comuna Beclean au fost realizate și montate două astfel de cruci. Cea de-a doua, care va fi sfințită la finalul acestei luni, este amplasată în dealul Calborului. Sunt două cruci surori, ca să zic așa, care se și văd, una pe dealul Calborului, pe muchia dealului, și una aici, pe acest deal mai mic, de lângă drumul național. Ele sunt dotate cu panou solar, ca să fie tot timpul iluminate pe timpul nopții. Și da, lemnul este din pădurea comunei Beclean. Cu cei de la Oculus Silvic am găsit acești arbori pe care i-am tăiat și din lemnul cărora a rezultat această cruce. De asemenea, betonul este subvenționat de către o firmă de aici din sat și ne-a costat practic doar manopera și materialele pentru panoul solar. Ziua Înălțării Crucii este un eveniment deosebit în cadrul sărbătorilor religioase ale Bisericii Creștine. Iar pentru mine, ca și fost dascăl, are o semnificație, aș putea spune, triplă. De ziua Crucii, acum 40 și mulți de ani am început activitatea, am încheiat-o acum 3 ani de ziua Crucii, iar nu puteam lipsi de la acest eveniment înălțător, de-a dreptul înălțător. Sincer, tot respectul și admirația pentru conducerea primăriei, iar pulsul, ca să spun așa, în rândul comunității este mai mult decât favorabil.